Pentru cei care s-au născut în zodia balanței, din nou, o acumulare de vibrații, de impulsuri, de provocări și de semnificații de la planetele ce transitează zodia racului și implicit casa a 10-a a acestora, o casă legată intrinsec de valoarea publică, de manifestarea socială, de valorificarea superioară a meseriei, de o postură în care numele și renumele circulă, mai bine zis, este vânturat. Marte însă, de curând intrat în acest semn zodiacal, face valuri și sporește acest tumult. Sfârșitul săptămânii viitoare, mai precis perioada de după, 1 august, stă sub semnul unei quadraturi dintre cele mai speciale. Poate să aducă situații care pot fi denumite cu termeni oarecum gongorici sau exagerați sau bombastici, adică situații nemaipomenite, nemaivăzute, extraordinare, uluitoare. Elementul de noutate, șocul, surpriza, ciudățenia, toate acestea pot să constituie premizele unei întorsături neașteptate de drum într-o relație partenerială care a fost promovată până acum. Mai bine sau mai rău, este neimportant felul în care a evoluat până acum. Importantă este perioada care urmează, care poate să aducă un element în prim plan inedit, care să-l facă pe cel născut în zodia balanței să se dea nu un pas, ci doi, trei înapoi, să se oprească, să analizeze, să se calmeze și după aceea să decidă. Este un moment al situațiilor șocante, al concluziilor destabilizatoare și al unor informații sau al unor revelații sau al unor demascări care să dea cu totul și cu totul alt profil unui dialog, unei negocieri, unei afaceri, unei înțelegeri. Primul impuls este firește să renunțe. Apoi va cântări, va încerca să renegocieze, să discute și să se adapteze la noile condiții care au apărut cam din senin. Acum acest cam din senin este evident că este doar o fațetă a unui adevăr care a fost bine ascuns. Poate că cineva a ticluit un tip de comunicare sau de afacere sau de negociere care să-l avantajeze firește pe el și să-l dezavantajeze pe cel născut în balanță. Pentru că este vorba de o casă și a contractelor și a înțelegerilor și a tuturor parteneriatelor, dar și al dușmăniilor sau al consecințelor juridice al unor conflicte majore, este bine să se mediteze foarte, foarte serios întreaga săptămână asupra factorilor de risc care se instalează atât în viața personală a unei balanțe, cât și în condițiile exterioare care pot vicia o astfel de întâlnire până la un punct normală, fericită, firească sau lucrativă, cum se zice. Undeva s-ar putea să apară o deficiență majoră care să schimbe datele problemei. De aceea este bine ca acești nativi să nu sporească datele conflictului prin acuzații, prin interpelări, prin reclamații, prin amenințări, prin ceartă, prin ton ridicat. Toate acestea sunt valabile și pentru relațiile de cuplu, sunt valabile pentru cei care trec printr-un divorț sau care nu prea o duc bine acasă și ori de câte ori sunt nemulțumiți că este geamul deschis, spun mâine mă duc să depun hârtiile pentru divorț. E bine ca să păstrați proporția, dacă într-adevăr o serie de nemulțumiri s-au acumulat și ele justifică ieșirea, nu veți face altceva decât să iritați partenerul sau să complicați conflictul în derulare, dar nu veți convinge pe nimeni că aveți mai multă dreptate decât dacă ați tăcea. O zi destul de complicată este și în relațiile de familie sau în relațiile strict patrimoniale, cea care se declanșează în seara zilei de 3 august și continuă pe 4 august. Este un moment care poate să greveze imaginea unor persoane, statutul, funcția, să îi pună într-o situație neplăcută și mai ales să îi pună într-o situație limită, fără ieșire, în așa fel încât nu le rămâne decât să tragă consecințele.